Salutare! În seara aceasta foarte călduroasă, de vreo, unde sunt vreo 28 de grade. O să vă zic despre schimbul de ulei la cutiile și automate și manuale și când e bine să le schimbați și de ce. Unul la mână. De regulă când schimb uleiul de la cutia automată sau manuală, te uiți în cartea mașinii și acolo, să zic așa, la cutia automată, de regulă spune că o să fie undeva între de fapt de la fie de la 30.000, fie de la 60.000, fie la mai mult, gen 90.000. La manuală la fel, de regulă de la 90.000, 100.000, 120.000 de kilometri. Sfatul meu este că indiferent de numărul de kilometri, fie schimbați la 5 ani sau haideți să zicem între 3 sau 5 ani, fie schimbați la automată la 30.000, dacă nu chiar mai devreme. Dacă producătorul zice schimbați la 30.000, eu zic să schimbați chiar la 20.000. Nu strică cu absolut nimic dacă introduceți ulei nou, ulei curat în cutia de viteză, indiferent de tipul de cutie de viteză pe care o aveți. Asta unul la mână. Pentru cutia de viteză manuală, de regulă se schimbă, ăștia zic că-l domne la 120.000. Eu zic tot așa, între 3 sau 5 ani sau la maxim 120.000. Nu, 120.000 se pare foarte mult, eu zic la 90.000 sau la 5 ani. De ce zic la 3 ani și nu la 5 ani? Pentru că dacă este să cumpere un ulei original, care să zicem că poate are probleme, mai sunt cazuri în care uleiurile originale au probleme din cauza furnizorului, pentru că, după cum știți, uleiurile nu sunt făcute de producători, producătorii de mașini sunt făcute de companii pe cum Mobil One, Castrol, Total Quartz, Shell, Lucky Moly și așa mai departe, da? Bun. Fiind probleme, fiind anumite batch-uri cu probleme, da? Pentru că se mai întâmplă ca să se greșească fie rețeta, nu știu, chestii de logistică și așa mai departe. Dacă sunt probleme, decât să vă riscați să țineți 5 ani uleiul și să mergeți până maxim 20-30.000 cu cutia automată și maxim 90.000 cu cutie manuală, mai bine schimbați mai devreme. Da? Asta unul la mână. Doi la mână, unii optând pentru un ulei mai ieftin, gen aftermarket, de la producătorii menționați mai devreme, da? Pot să fie și ăștia de la Valvoline, pot să fie și de la Amsoil, Redline, Royal Purple, nu știu, Eneos, Repsol, Ravenol și care n-ai mai sunt, Vatoil și așa mai departe, da? Poate uleiurile astea sunt mai slab calitative decât cele originale sau decât alte uleiuri, da? Trebuie să vă uitați pe datasheet să înțelegeți cum se citește un datasheet. Am explicat într-un videoclip anterior, când vorbeam despre uleiuri în general, cum stă treaba cu datasheet-urile. Așa. Puteți să nimeriți unul mai slab decât altul, da? Și aici vorbim decât de aftermarket. Și poate, nu știu, decideți ca să schimbați uleiul de la un producător mai slab la unul mai bun. În general, dacă aveți cutii automate,
altele în afară de cele făcute de Aisin, da, care este un producător deținut în mare majoritate de Toyota, fie de ZF care face cutii pentru concernul german, da, Daimler, Mercedes, BMW, Audi și așa mai departe. În general, cutiile astea ar fi ceva mai bune decât alte cutii, gen, nu știu, cele făcute poate de Nissan, de la Jatco, sau nu știu, alte cutii făcute de alți producători. În general, Aisin este numărul 1, cel mai bun, cel mai fiabil, vine vorba de cutii automate și desigur și cele manuale. Restul, după 100 și ceva de mii, încep să aibă probleme. Dacă aveți, dacă ați avut norocul să vă țină o cutie automată, originală, nouă din fabrică, fără să fie schimbată în mașină niciodată, aveți noroc, înseamnă că cutia este bună, ați nimerit o cutie bună, fie uleiul a fost schimbat la timp, dacă nu chiar mai devreme, exact cum vă spuneam eu. Bun, cam atât legat despre schimbul de ulei la cutii. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți. Puteți să-mi dați un like sau un dislike dacă nu v-a plăcut. Puteți să-mi dați un subscribe eventual. Să dați click pe butonul de lângă cel de la subscribe, acel clopoțel, ca să vă notifice când mai primiți un videoclip de la mine. Știu că sunt mai rare, dar eu încerc să fac videoclipuri care conțin informații calitative și nu mă acces mai mult pe editare video și așa mai departe. Atât am avut de zis. Să fiți sănătoși. La revedere.